Jumătate din mult așteptatul Bulevard Uranus, promis de Primăria Capitalei de mai mulți ani, este aproape gata, iar de luna viitoare se va putea circula pe el. Cel puțin asta susține primarul general al Capitalei, Sorin Oprescu. Se va putea circula între Piața Victoriei și strada Vasile Pârvan. Oprescu a precizat tot legat de prima etapă a lucrărilor, că sunt montate toate utilitățile și mai sunt de făcut doar câteva racorduri. De asemenea, reconstrucția Halei Matache va fi începută imediat după obținerea autorizației. În luna lui iulie dorim să-i dăm drumul. Iulie anul ăsta? Ești tendențios. Da, iulie anul ăsta. Faza a doua începe după ce se circulă pe faza întâia, pe zona întâia, după ce circulă toate mașinile până la Vasile Pârvan.